Mai mulți locuitori ai Chișinăului sunt nemulțumiți că trebuie să achite factura pentru agentul termic centralizat, chiar dacă au sisteme de încălzire autonomă. Facturile sunt mult mai mari decât cele precedente. În replică, cei de la Termoelectrica spun că suma din factură este influențată de mai mulți factori, printre care și majorarea tarifului. Cei care cred că suma este exagerată sunt îndemnați să lase o petiție, declară directorul Termoelectrica Iurie Rozdovan. Dacă unii cetățeni încearcă să economisească și consumă mai puțin gazele, vine mai mult în factura agentului termic și invers, chiar dacă țevile de tranzit sunt reci. Este și situația acestui bărbat care stă la bloc în sectorul Ciocana. Până nu de mult, bărbatul achita pentru factura de la Termoelectrica câteva sute de lei, iar acum trebuie să achite o sumă cu 3 zerouri. Dacă au fost până amu 200 de lei, le achitam, n-am avut până luna trecută, n-am avut nicio datorie, un leu. Eu achitam tot frumos. Acum, de la 200 de lei, ne-au venit 1300 de lei pentru țevile care trec reci prin apartament. Formula asta nu lucrează. Fiecare apartament individual. La mine e de colț apartamentul. Dedesubtul e subsolul. Tot nu se încălzește. La mine și deasupra, la mine e ca e vecinul, tot cu încălzări autonomă. Să mă duc la dâns să-i zic că eu îți încălzesc, să-i podul, plătește nie. Un alt bărbat care locuiește într-un apartament de peste 70 de metri pătrați trebuie să achită pentru consumul de gaz puțin peste 1400 de lei. Acesta a primit în cutia poștală și factura pentru agentul termic centralizat, care este cu aproape 100 de lei mai mare decât cea pentru gaz. Se primește că eu cu țevile de tranzit încă mai mult m-am încălzit decât cu gazul care îl folosesc și la baie și îl folosesc și la mâncare. Eu gazul și ala folosesc în trei direcții. Eu nu am niciun contract cu domnii. Din 2003 la noi e un contract reziliat care eu m-am dezis, s-o debranșat toate caloriferile de la căldura lor. N-am nimic legitim, n-am niciun contor, și bază îmi trimite el nici tot povestea asta. Pentru a clarifica situația, bărbatul a mers după explicații la Termoelectrica. Îmi spune, dar dumneavoastră aveți atâtea cuburi pe luna decembrie și că dacă dumneavoastră ați cheltuit atâtea cuburi de gaz, da, înseamnă că dumneavoastră sunteți obligați să plătiți căldura prin țevi. Adică să primești că eu trebuie să folosesc mult mai mult gaz ca țevile și alea să nu îmi dea căldură. Nici nu pot să explic tehnic cum ar fi lucrul ăsta. Unii trebuie să achite doar pentru țeava de tranzit 60% din pensia lunară. Pentru tranzit mi-a venit 2682 de lei. Asta nu e că e jumătate, dar e 60% din pensie. Cum să trăiesc eu? Eu înțeleg, da, Moldova e bătrână, dar, mă rog, așa e viața. Dar cineva trebuie să apere poporul ăsta, ori nu. Iar alții trebuie să achite pentru agentul termic centralizat, chiar dacă au blocat țevile de tranzit și folosesc doar centrala autonomă. Am cumpărat material, am plătit lucrătorii, am vopsit, le-am vărât în perete. Nu dă căldură deloc. Deloc, nu vine nimic, înțelegeți? Cât îi dau eu acolo? 24 de grade, 20 de grade, atâta se încălzește. Luna trecută am plătit 287 de lei. 280, ei plus minus las. Acum de mine au venit 820. Asta pe țevile la care nu vă încălzesc deloc. Care nu mă încălzesc deloc, înțelegeți dumneavoastră? Și cum eu să plătesc? Eu am pensia 2185 de lei. Toți cei care s-au adunat în fața sediului Termoelectric au declarat că nu vor plăti nimic pentru decembrie, iar dacă situația nu se va schimba, vor merge în instanță. Directorul Termoelectrica, Iurie Rozdovan, a declarat într-o conferință de presă că furnizorul nu are temei să intervină pentru a modifica formulele de calcul, dar va analiza dacă acestea au fost aplicate corect când s-a emis factura. Toate apartamentele, mai ales astea debranșate, trebuie să contribuie la niște lucruri esențiale într-un bloc. 1. Locurile de uz comun. Deci noi avem aici casa scării, etajul tehnic, subsolul. Toți trebuie să contribuie într-o măsură oarecare la încălzirea suprafețelor respective. Ce e de făcut în situația când proprietarul de apartament consideră că factura poate să fie greșită, eronată sau consideră că cifra nu este justificată?
În așa caz, neapărat trebuie să se sesizeze termoelectrica. Potrivit lui Rozlovan, cetățenii primesc facturi mari deoarece fac economii pe consumul de gaze naturale. El face trimitere la metodologia conform căreia termoelectrica trebuie să mențină o cantitate de energie care prevede o temperatură de până la 18 grade, chiar dacă locatarii și-au deconectat încălzirea autonomă. Potrivit datelor termoelectrica, în total aproximativ 25.000 de apartamente sunt debranșate de la încălzirea centralizată.